Poți să fii și aliat și adversar. Poți. Este strategia PNL pentru alegerile de anul viitor. Democrativa va intra într-un nou scenariu. La întâlnirea de la Sinaia, unde s-a adunat biroul politic național al partidului, peneliștii au decis că PSD este adversar la alegerile europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale, în ordinea calendarului. Peneliștii au lansat informația că vor paria la prezidențiale pe cartea Nicolae Ciucă. Tot e șef de partid de un an și jumătate. Dacă îmi asum tot ceea ce înseamnă linia electorală din 2024 și a fost cât se poate de evident și este cât se poate de natural în calitate de președinte al partidului, nu pot să îndemn să facem ceva dacă nu îmi asum responsabilitatea la tot ceea ce înseamnă alegeri din 2024. Pentru alegerile de anul viitor, niciun partid nu a decis deocamdată cu ce candidat va merge. PSD îi face PR lui Ciolacu, dar mulți se gândesc și la o întoarcere a lui Gioană, în prezent adjunct la NATO. PNL mai are și posibilitatea să meargă cu fostul șef al SRI, Edward Helvic, iar AUR, deși este trasă puternic de imaginea lui Simion, încă ia în considerare și un candidat din exterior. Primul om politic care a spus că vrea să devină președinte în 2024 este Orlando Teodorovici. În februarie a spus-o la noi aici, la Știu. Totdeauna am optat pentru și am ales, sau poate viața am ales pe mine, de a face, pentru a face obiective mari pentru români. Niciodată nu m-am gândit să fac ceva pentru mine, m-aș opta pentru cea mai înaltă funcție în stat. Și nu cred și sper din toată inima ca toți politicienii care pot să conducă țara aceasta să-și dorească și să se înscrie în cursa din 2024. Am avut un candidat aici, nu? Nu e așa? Am avut și se pare că avem mai mulți, Nemo, dar mie un lucru îmi este foarte clar, îmi țiu așa în urechi foarte puternic și uite cum s-a stricat Democrativa, iar astăzi, de astăzi, nu mai există coaliție. Eu așa o văd, pentru ești că e prieten, păi îți explic, prieten, frate, frate, da? Dar alegerile sunt cu bani, așa, sau pe bani, așa, sau din care ies bani, nu e așa? Păi și dacă au ieșit bani buni până acum? Păi au ieșit bani buni, dar stai un pic, ce am făcut? Am mers, am dat, ne-am ținut mână de mână așa frumos, am mers mai departe împreună, până unde? Pentru că eu astăzi văd un singur lucru. Până la infinit, Tamara, că până când merg lucrurile așa, de ce? Cum adică până la infinit, Nemo? Până acum, să nu uităm, domnul Iohannis care ieșea și spunea PSD, PSD în stânga, PSD în dreapta. Păi nu am mai spus de ce, pentru că cine guvernează această țară în momentul de față? Nu e și PSD oare în această coaliție? Ba da, aș spune chiar prea mult PSD. Păi PSD, doar care PSD. PSD care spunea prin vocea lui Ciolacu acum vreo două luni, nu e așa, nici, sau poate nici două luni, spunea că de ce să nu ne gândim? Niciodată nu spune niciodată despre ideea de a avea un candidat unic la prezidențiale. De ce nu? Și dacă este doar un candidat manciurian, domnul Ciucă? Pentru că eu nu am văzut să-i se facă PR până în momentul ăsta, cel puțin. Cel eu puțin, prostie, dacă nu va așa fi. Nu va fi, pentru că îl văd și îți spun doar atât. Uită-te la domnul Ciucă. A fost mai întâi de toate, da, premier. Hai să încep cu funcția asta care era mai importantă. După care, șeful statului major. Și acum să-l văd ca primul, supremul șef al țării, îmi vine să râd doar că mă gândesc la asta, dar nu vreau să râd cu tine, vreau să dezbat subiectul ăsta pentru că este foarte important cu Ion Cristoiu, publicist și scriitor, jurnalist. Lista este lungă, mai întâi de toate. Bună seara! Bună seara! Maestru. Bună seara! Vreau să știu dacă va funcționa în continuare coaliția, pentru că pare că s-a cam rupt această prietenie și această coaliție. Ce va face PNL-ul în continuare? Face jocurile și a domnului Ciolacu, a PSD-ului, aici mă refer și la reforma fiscală, sau merge, s-a rupt de tot? În momentul în care au decis că merg separat și au și sugerat că va fi domnul Ciucă, un candidatul lor, zic că facem cu la Ciucă, va fi o problemă cu cacofonie. Ciucă, candidat, Dumnezeu. Trebuie să punem virgulă, să se zică Nicolae Ciucă întâi. E o mare problemă, să știți cu asta. Bun, în momentul în care anunță, este clar că ei merg, au decis deja să meargă pe liste separate. În aceste condiții, sigur că ei au spus acum că rămân la guvernare, în alianță, dar este ar fi o chestie unică în istoria omenirii de la romani încoace. Nu poți să faci campanie electorală
chiar și pentru europarlamentari, și să fii într-o alianță de guvernare cu principalul tău adversar. E greu de imaginat. Ar trebui atunci, cum ar fi, la ședințele de guvern, miniștrii PNL ar trebui să vină cu o banderolă, nu-i așa? Noi nu suntem cu... Nu, probabil că au ales ca tactică sau strategie acum să spună că merg în continuare, începând de mâine vor tura motoarele anti-PSD și la un moment dat se va ajunge la rupere. Nu are cum să, nu au cum să rămână împreună, că nu, e practic imposibil. N-ai și cine a stat în spatele acestei tactici de care vorbiți? A fost PNL-ul singur sau vorbim de mai mulți care au stat în spate? Poate și Iohannis, dacă a avut alte probleme. Eu cred că, ați vorbit și un inițial, chiar așa s-a mers pe varianta asta, adică pe varianta listelor comune. Mai este și acea ipoteză pe care am lansat-o eu, dar puțină lumea a luat-o în seamă, și anume să meargă așa rău până la, chiar și certându-se până la europarlamentare, să câștige aur europarlamentarele, nu e nicio problemă dacă le câștigă, pentru că nu are nicio valoare pentru România. Europarlamentarele se duc acolo la Bruxelles și cred că și domnul George Simion se va bruxeliza când ajunge acolo, dai de pește, de mâncare. Bun. Și cred că o variantă ar fi aceasta, ca în acel moment să înceapă lupta împotriva fascismului. Adică se va anunța că, și va începe o nebunie întreagă, inclusiv în europeană, pericolul ascensiunii fascismului, prin fascism înțelegând aur, și atunci cele două vor spune, domnule, nu avem ce face, uite, am mers separat și pe țara a pus mâna fascism. Altă variantă nu e, pentru că și altfel trebuie să se rupă, nu există. Păi, domnule Chistiu, cred că s-a mers inițial, nu, de-aia am spus, m-am lungit. Inițial, cred că s-a mers pe varianta asta. Varianta mergem pe liste comune. Mă țineți minte, nu era o prostie ideea cu blocul democrat. Mă rog, nu mergea formula asta. S-a mers pe, a fost inițial o strategie și a spus, hai să mergem împreună și să o luăm de pe acum cu fascismul. Dar de ce ar trola pe aur? De ce și ar transforma în adversari? Pentru că dacă ne uităm la cifre, aur ar putea fi în contextul în care se despart apele cu PNL, PSD-PNL, da? Aur ar putea fi un partener la guvernare. De ce nu dacă ne uităm pe cifrele PSD-ului și ale aurului? De ce și ar transforma în adversari? Păi nu, ei vor deocamdată, până la europarlamentare, vor fi adversari. Aur va fi folosit. Dacă observați că Marcel Ciolacu este cu lupta împotriva fascismului, aur este folosit, cred că și inițial umflat, între noi fie vorba, deși mi-e simpatic George Simion, pentru ca să poată să vorbească de lupta împotriva fascismului. Dacă era acum, ați văzut că au încercat, au lansat balonul ăla, că ce-ar fi să fie blocul democratic, lupta împotriva... Probabil că s-au făcut sondaje și s-au dat seama că românii nu sunt sensibili. Dar gândiți-vă dacă ar câștiga aur europarlamentare. Vă imaginați ce v-ar însemna documentare cu legionare. Vă răspund de pe... Mai țineți minte 2000 când era Vadim Mutulu 2? Da. Au dat aia un film, mai țin minte, nu știu, era unul cu Caramitru. Era ProTV a dat un film din ăla cu Caramitru, pericolul mișcării legionare, da. Cred că așa, altfel, dar oricum ei se rup, nu au cum să meargă. Probabil că va fi o lună de bulebășeală totală, pentru că ei vor guverna probabil o lună împreună, dar se vor certa tot timpul. Păi, și au un buget pe care deja l-au pus pe masă, au început discuțiile preliminare și pe care va trebui să-l treacă ori la sfârșitul anului, oricum ne-am obișnuit la începutul anului viitor. Păi, se vor mai înțelege pe bugetul ăla, pentru că fiecare va căuta să-și tragă spuza pe turta lui, cum s-ar zice pe românește, să-și facă jocurile așa cum vor, nu? Păi, asta am spus și eu, n-am pomenit, deci o schizofrenie nu poate să fie într-o alianță în coate de guvernare. Nici măcar în istoria post-decembristă nu există așa ceva. Nici măcar în opoziție nu poți să fii aliat. Alianța, da, a fost o alianță electorală. Mai țineți minte. Nu poți să fii...
PNL-ul să meargă pe liste proprii, gândiți-vă cum ar suna campania, da? Vine Rares Bogdan și zice, cum el e mai, așa, mai propagandist, mai orator, votați lista noastră, votați-ne pe noi. Și trebuie să zic că nu votați pe cine? Pe PSD. Și dacă zici nu votați pe PSD, trebuie să spună că PSD guvernează prost, numai că sunt și ei la, la guvernare. Da. Totuși... Cred că e o schimbare, vă spun, nu, nici eu nu mă așteptam la această bruscă renunțare să meargă pe liste, pe liste comune, într-un fel. Dar oricum e clar că putem vorbi deja de ruperea alianței. Nu are cum să, să reziste. Și pretextul va fi această campanie, adică se vor ataca reciproc așa vreo săptămână, două, trebuie să pregătească divorțul. Divorțul nu poate fi așa brusc, peste noapte îndrăgostiții anunță divorțul. Trebuie să se va pregăti o... Și se va face un guvern minoritar condus de Ciolacu. Aici este marea problema PNL-ului, că PNL-ul de când în opoziție nu pleacă de la friptură. Sunteți de acord? Au mor până atunci. Totuși, cine are de câștigat din această ruptură, din acest divorț PNL-PSD? Dacă rămân la guvernare împreună, câștigă acea alianță pe care o pregăteau USR, PMP și cu, cine, cu Orban. Dacă trec în, dacă se rup, câștigă democrația, pentru că ce a fost până acum nu e democrație. Nu merg experiențele astea democratice cu două partide care au o majoritate zdrobitoare, o presă zdrobitoare. Gândiți-vă că se va împărți și presa. Adică acum unii vor fi cu PNL și alții cu PSD, dar ar câștiga democrația, că am avea o chestie limpede, am avea un partid la guvernare și unul foarte important în opoziție care nu va depune moțiune de cenzură, că n-au nevoie de anticipate, dar îl va critica tot timpul. Așa, cred că asta va fi. Da, și-au ales prezidențiabilul potrivit, pare Ciucă să fie omul cu tracțiune așa politică pentru PNL, pentru că acum vedem că cifrele s-au mai îndulcit un pic prin sondaje pentru PNL, dar să ne amintim că au fost și niște scenarii chiar negre pe la sfârșitul primăverii, începutul verii, da, când PNL stătea foarte, foarte prost în sondaje și mulți chiar îi vedeau, cum să spun, un viitor negru, că ar putea să ajungă, dacă ar ține ritmul ăsta, să ajungă să nu mai facă plafonul de a intra în Parlament. Dacă rămân la guvernare și merg separat, nu intră în Parlament. Dacă după o lună se rup, se schimbă lucrurile, pentru că domnul, știți, o expresie, nu sunteți mai tineri, este singur la nevastă, așa se zic despre unii. Adică îți pot permite, când ești singur la nevastă, mă rog, poți să faci așa. Și Piciolacu era singur. Nu-l critica nimeni. În momentul în care intră PNL-ul în opoziție, lucrurile nu vor mai fi atât de simple. Eu o să vă surprind și sigur că o să vă și nedumerez, spunând că, după părerea mea, domnul Ciuc are mari șanse, pentru că mai de mult e dintre cei aleși. Nu vă vine să credeți. De ce n-ar fi el președinte? Dar de cine e dintre cei aleși? De cine a fost ales? Păi nu de mine. Din interior sau din exterior? Nu, la cine vă referiți? Nu. Gândiți-vă la destinul lui. Deci el nu putea, trebuia să fie nici președinte PNL. Să știți că... Acum, scuzați-mă că vă întreb, acolo a avut misiune grea, candidat el împotriva lui. Adică la șefia PNL. Uitați-vă la plan. Deci, acest, cum îi spuneam, Câțu, nu, niciun moment Câțu era de trecere, de tranzit. Adevăratul președinte al PNL, cel care era țintă, era Ciucă, dar era foarte greu să-l bată pe, cum să spun, Ciucă pe Ludovic Orban. Și atunci s-a făcut această variantă cu Câțu... Care n-a rezistat prea mult. Păi, dar tocmai pentru că nu trebuia să reziste. Misiunea lui nu trebuia să reziste. Încă o dată, gândiți-vă așa la destinul acesta. Nicolae Ciucă, din punctul nostru de vedere, nu era bun nici măcar de șef de stat major, zic eu, da?
este șef de stat-major de două ori, da? Devine premier și președinte de PNL. Parc, și la cum a spus și noastră, iar președinte PNL a fost ales așa, într-o noapte. Eu, din câte știu, strategia lor este următoarea, ci că zic ei, și poate dumneavoastră să socotiți, ci că în timp ce Ciolacu deja, nu știu cum să spun, s-a dezvăluit, adică dacă Ciolacu nu mai poate, nu mai are de unde să crească, s-a desfășurat și că el, Ciucă, are rezerve nebănuite și le vom vedea. Poate rezerviști nebănuiți. Nu. Poți să, păi, și atunci mizăm pe faptul că românul de rând l-ar alege pe Ciucă, ipotetic vorbind, pentru faptul că n-a făcut mai nimic în celelalte poziții pe care le-ați menționat și dumneavoastră și le-am menționat și eu mai devreme, și de premier, și de șef al PNL, și acum și șef de stat major mai nou și al României în frunte? Nu, aici nu v-a contat trecut. Eu spuneam în felul următor. El, cred că în cazul lui, se mizează pe scenariul Cenușăreasa. Adică noi acum avem o imagine despre el. Și eu și noastră, ăla care se împiedică în virgule, da? Dar dacă deodată vom vedea un alt Ciucă? Nu știu, vă întreb. Păi, iar mai trebuie niște școli prin Statele Unite ca să mai cizeleze puțin. Unii zic că el altfel de om. Unii zic că v-am spus, nu risc. Adică, iertați-mă, Marcel Ciolacu nu mai poate să ne mai surprindă, da? Păi ne-a surprins, cel puțin pe mine m-a surprins cu vizita în Israel. Uite că își propune să ajungă de personaj politic de calitate internațională, chiar. Nu, ca șarm, ca farme, la carismă eu știu, da? La Ciucă, el, noi avem imagini, de dacă odată apare la televizor și vă fascinați pe noastră. Știu eu. Cine ar putea să-i garanteze un asemenea succes? El, n-au zis că are talente nebănuite. E ce mâncerea asta. Păi râde, nu se râde. Uitați-vă, nu știți cum e. E câte o tânără care pare urățică cu tare și cine se însoară cu ea s-a fericit. Deodată se dezvăluie că e zână și sexy. Dacă pot să-mi permit o comparație. Și dacă apare pe scena politică vreo zână care îi spulbere pe toți, nu știu, mă gândesc la una care, cine știe, acum poate e prin parchetul european? Nu cred. Eu cred că dacă e un scenariu, e și ca și în 2014, va fi sigur o ea, sigur, și niciunul din noi nu știe pe unde e. Adică probabil că va fi, nu, toți cei care se afirmă acum și Ciolacu și ăsta, deja se epuizează. Trebuie să fie ceva cum a fost, vă imaginați în ianuarie 2014 că președinte va fi primarul de Sibiu? Dacă mă întrebați, mă leșinam, nimeni nu se gândea. Poate să fie o femeie, că probabil că se va merge pe o femeie, care este instruită, scanată, știți că trebuie scanat, nu poți să ajungi președinte fără scanare. Și stă acolo liniștită și deodată când noi zicem bai Ciucă, bai Ciolacu, bai Joană și deja îi știm, deodată apare, cum e, apare ăla de, pe o scenă, ați văzut vreodată, e scenă, deci la ora actuală noi avem așa, o scenă, pe scenă este Ciolacu, balet, Ciucă, trage cu tunul, da? Dar stă unul în spatele cortinei, nu-i așa? Domnule Cristoiu, eu zic să rămâneți aproape pentru că o să venim acum cu mai multe scenarii aici pe masă cu Gianina Șerban, deputată AUR, și zic să le dezbatem pe toate în parte, pe fiecare în parte. Bună seara, domnule Cristoiu. Da, referitor la ce spunea domnul Cristoiu, vă imaginați că domnul Băsescu ar fi fost candidat la prezidențiale? Nu, pe ultima sută de metri, cu lacrimi, cu plâns, cu jale, a fost candidat și a și ieșit. Da, așa este, așa. La nici în visurile mele cele mai rele nu-mi imaginam că va fi președinte, că Traian Băsescu nu coincidea profilul lui de președinte al meu, dar mă rog, mi-am dat seama că coincidea cu profilul altora.
Mulțumim foarte mult, domnule Cristoiu. Eu mai am o întrebare pentru Gianina Șerban. Ați luat în calcul o coabitare cu PSD la viitoarele alegeri, dacă veți fi principalele două partide sau dacă veți reuși să faceți o majoritate? Noi am spus de la început, nu facem alianțe cu partidele care au fost la guvernare. Deci nu luăm în calcul o asemenea strategie, ca să zic așa, și cred că e democratic ca fiecare partid să aibă propriul candidat. Adevărat este și ce spune domnul Cristoiu, că posibil acum să fie doar un spectacol, să fie Ciucă, să fie Ciolacu și să avem o surpriză, dar asta se va întâmpla, sunt convinsă, după alegerile europarlamentare. Și domnul Cristoiu spunea că nu au importanță. Din punctul meu de vedere, au o importanță foarte mare. Ei, nu pentru jocurile politice interne, la asta se referea mai degrabă. Da, dar au și pentru strategia pe care o să o abordeze fiecare partid în funcție de scorul și rezultatele care vor fi la alegerile europarlamentare. De aceea nu își prezintă candidații și încă sunt în doar jocuri și speculații. Deci din punctul nu credeți în varianta Ciucă de adevărat la candidat la prezidențiale? Nu cred, doar dacă, referitor la ce ați spus dumneavoastră mai devreme cu acea doamnă antreprenor cu astre, da? Poate de acolo o fi inspirația dânsului sau susținerea. Dar vom vedea. Ajungem și acolo, eu zic să ne ținem ideile foarte, foarte bine și revenim în scurt timp. Hai să vedem cum se vede situația politică de la Paris, Marcela. Cam cum vezi tu jocurile de alianțe? La cum arată cel puțin acum sondajele? Deși e clar că ruperea asta acum între PNL și PSD dă peste cap toate cifrele de până acum. Mi-aduc aminte că am discutat chiar aici la Știu, poate nu cu voi, nu mi-aduc aminte exact cu cine în momentul în care s-a constituit sau în fine... apropo de această coaliție care guvernează în acest moment, și spuneam atunci se vor despărți înainte de alegeri și vor merge separat, pentru că separat fiecare dintre ei câștigă mai multe voturi decât dacă merg împreună. Electoratul celor două partide este foarte diferit. O campanie împreună cu cele două electorate e dificil de făcut, e greu să strângi mai multe voturi decât ar strânge fiecare în parte. În afară de asta, fiecare trăiește în utopia lui, și anume un partid mare trebuie să aibă neapărat un candidat la președinție ca să-l tragă în sus. Am văzut cum s-a întâmplat cu Viorica Dăncilă, s-ar putea ca această utopie câteodată să se întoarcă în freză de o manieră destul de gravă. Deci nimic nou sub soare, e cât se poate de logic, cât se poate de normal. Ce e trist, ca să mă refer la ceea ce spunea și domnul Cristoiu, este că la noi campania electorală, ca să existe, trebuie să se facă pe vorbe, pe scandaluri și pe jurături, pentru că programe nu prea există. Și atunci, ca se poate înjura frumos și sănătos, cele două partide trebuie să se despartă și asta va fi campania electorală. Deci programul electoral al partidelor respectivă, o să ne mai vedem și o să ne mai discutăm despre chestia asta. Pot să vă jur cu mâna pe inimă că nu o să aflăm prea multe despre profunzimile programelor electorale, dar o să-i auzim pe cei doi foarte buni prieteni de azi, cum se vor înjura cu foarte mult sârg, că doar am mai văzut așa ceva în campania electorală. Vreau să fac o trimitere la ceea ce se întâmplă în Occident, deci spun că e foarte normal, peste tot sau în foarte multe din țările care au sisteme electorale asemănătoare, se guvernează la fel cu coaliții. De exemplu, în Germania, ăsta este exemplu tipic pe care l-am discutat și când au fost alegerile acolo, se guvernează în coaliție. Cei care au fost împreună au mers până la alegeri. Înainte de alegerea lui Scholz, coaliția din Germania era un pic, ca să folosesc un termen bulgar, și cu brânză și cu carne. Erau cam de toate partide care îi zice că nu prea au ce să facă împreună. Și totuși au guvernat până în momentul alegerilor și au făcut campania, pentru că nu era o campanie pe înjurături, ci pe programe. Da, fiecare și-a prezentat programul, a câștigat sau nu prea a câștigat nimeni, guvernează cel care a reușit să facă o coaliție, că dacă n-ai cu cine să faci coaliție, degeaba ai câștigat alegerile, trebuie să ai cu cine să te înțelegi totuși. Și deci acum, în acest moment, în Germania guvernează o coaliție, e logic, e normal. În Franța am urmărit foarte multe alegeri de-a lungul timpului, dreapta, de exemplu, guvernează întotdeauna cu centrul.
Și în alegeri merg întotdeauna separat, pe același principiu, că separat aduni voturi care probabil că împreună nu le-ai luat. Sunt unii care au poate resentimente față de idei prea de dreapta și atunci preferând centrul, va vota centrul, în timp ce n-ar pune ștampila, poate că doar nu s-ar duce la vot dacă această coaliție ar merge împreună. Și la fel de fiecare dată există un candidat la președinție, pe principiul, cum spuneam, oarecum utopic, candidatul la președinție trage partidul. Uneori se întâmplă, alteori, după cum am văzut, nu prea se întâmplă. Deci nimic nou sub soare, o întâmplare cât se poate de previzibilă și cât se poate de normală în cadrul democrației. Felix, deci aici și la Felix un pic. Felix, de ce am ajuns noi prin Europa? Că, na, cam prin toată Europa vezi curentul ăsta. Să ne temem când pronunțăm cuvântul dreapta. Depinde unde te afli. În Spania e ok să zici cuvântul dreapta, pentru că aici niciodată nu s-au reglementat lucrurile după războiul civil, adică există niște tabere foarte bine definite, dreapta și stânga. Bine, Spania nici nu a fost implicată în al doilea război mondial ca să aibă o responsabilitate în acest sens și mai poți să vezi cât un salut nazist pe aici pe acolo la anumite ocazii, dar și pumnul ridicat sus de comuniștii sau neocomuniștii care... Bine, scuză-mă, dar asta înseamnă extremă dreapta, dar un salut nazist deja te pune într-o extremă. Dar pur și simplu dreapta ușor sperie, în Spania, adevărat. Normal. E ceva normal, chiar și eu zic că e extrem, dar, de exemplu, când a fost scos corpul sau rămășițile dictatorului Franco din Valea celor căzuți, au fost multe persoane, mulți simpatizanți care au făcut salutul nazist și nu i-a arestat nimeni, adică nu exista o problemă în sensul ăsta. De-aia Felix, zic, multe persoane totuși sunt chiar acum în stradă la Madrid, am văzut că s-au adunat mai multe persoane în fața sediului Partidului Socialist acolo. Uite, avem și imaginea în direct. Este un protest spontan provocat de înțelegerea pe care Pedro Sánchez, actualul premier interimar al Spaniei în exercițiu, încearcă să o facă cu separatiștii catalani, pe care el i-a hulit an la rând, spunând că niciodată nu o să se înțeleagă cu partidele separatiste doar ca să obțină guvernarea. Ei bine, între timp a mai trecut apă pe Someș, iar Pedro Sánchez acum este dispus, de fapt, s-a anunțat foarte clar că vor să ofere liderilor separatiști catalani și nu doar lor, ci și celor care au participat la acele violențe sau incidente înregistrate în timpul referendumului ilegal de independență din Catalonia din 2017. Dar pe lângă asta este vorba de o amnistie pentru domnul Puigdemont, Carles Puigdemont, care este cel care ține voturile în mână și cheia guvernului. La fel va fi, îi se va permite probabil să se întoarcă în Spania fără nicio problemă. Catalonia, care este o regiune care a fost destul de prost administrată în perioada ultimilor ani din cauza separatiștilor, care au destinat foarte mulți bani pentru curentul separatist, și acolo guvernul este dispus să șteargă 15 miliarde de euro din datoria regiunii, da? Un lucru care a aruncat în aer orice altă comunitate autonomă care zice, dar noi nouă de ce nu ne ștergi datoria dacă e așa? Și pe lângă asta există reacții puternice din partea sectorului de dreapta, într-adevăr, este vorba de votanții Partidelor Populare sau Vox, care este de extremă dreapta, dar și din partea altor cetățeni care sunt, chiar și socialiști, sunt nemulțumiți de această înțelegere cu anticonstituțională, în opinia multora, cu separatiștii catalani, al căror țel unic este să se separe de Spania. Ei bine, acum sunt sute de persoane, probabil că vor fi mii în curând, pe strada Ferraz din Madrid, unde este sediul Partidului Socialist, și oamenii strigă lucruri foarte urâte la adresa lui Pedro Sánchez și lui Carles Puigdemont. Cea mai cuminte lozincă este Carles la închisoare și Sánchez la închisoare. Drept pentru care și justiția, să spunem, furia asta sau nemulțumirea este undeva în toate sferele societății spaniole, care nu înțeleg de ce Pedro Sánchez ține cu dinții de această guvernare, celălalt candidat de la Partidul Popular, care de altfel a câștigat alegerile, dar nu are suficient sprijin parlamentar. Felix, să știi că și eu țin cu dinții de știrile mele, îți mulțumesc tare mult pentru informații, revin la tine.